Astăzi vom lua reacția prietenilor mei la noua mea mașină, respectiv BMW E36. Nu vreau să vă țin mult, abonați-vă canalului, apăsați butonul de like și follow pe Instagram, foarte important. Și hai să vedem ce reacție au avut aceștia. Băi, tare, mă! Chiar e tare. Servo toate cele? Da, turează un pic, să audă gumii. Ia, vezi gumii. Ia. Vezi că nu-i rău. Bă, la banii pe care i-ai dat, chiar e tare, gen, dacă îi faci rugina, culoarea, jante, bări, M, spoilerul ăla nebun. Bă, are mă rugină, dar se face, mă. N-aveam cum să nu vin și la tovarășul Sică, dacă tot am luat mașina asta. Sică, Nana, hai să vă arăt mașina, care credeți că e? Ăla? Nu ăla. Nu e ăla? Nu, e alta. Ia. Era mai tare ăla. Tare de ăsta. Păi am și de ăla. Tu vezi cât de mic e comparativ cu orice altă mașină? Păi de-aia mă uitam, mi se pare micuț rău. Bă, dar vezi că pare bine întreținut. Chiar e bine întreținut. Adică, l-ai spălat? Nu, a spălat-o domnul ieri. Bă, cam frumos. Cine, eu nu prea sunt pasionat de mașinile astea vechi, cum zice Robi că e urs, pisicuță, chestii. Îmi zicea Robi că, uite frate, o pisică. Și eu mă uitam, bă, unde e? Uite, bă, mama, și eu mă uitam să văd o pisică și el mi-a arătat o mașină și nu înțelegeam. Dă-mi și mie repede o reacție pentru mașina asta, nu avea mașină. Te pup, ce faci? Bine, mai tare ca celălalt. Mai tare? Da. Îți place mai mult ca celălalt? Da. A, da. E ok, e urmă de frână pe plafon. E de frână. E lipici. Nu, cred că e. Cum merge? Selin, merge încet, sincer. Dă-mi o notă de la 1 la 10. 3. Ah, ok. Am venit la zbâr să-i luăm și noi reacția. La mână, ce ți-ai făcut aici? Asta o să vedeți la mine pe vlog. Este stație mobilă de încărcare pentru Tesla. Merge oriunde. Da, e ceva mai complicat. Asta e mașină? Da. Ce tine arată? Vrei să te mint? Bă, știi ce bine se conduce? Uite farurile astea, ce bine arată. Sticlă. What? Termopan. Ce termopan e? Vezi că am condus-o, nu face drifturi, dar merge top, gen. Mamă, cam bine arată, nu? Are trapă? Da, eu nu știam când am mers să o cumpăr, asta a fost bonus. Mamă. Și interior de piele, nici asta nu știam. Cam șmec. Ia vezi. Asta am zis și eu, zici și se aude? Că facem fapte, așa se aude. A apăsat cineva pe toate butoanele de la lift și acum s-a luat o tanții de mine că am apăsat eu pe toate. Doamne ferește! Băi, eu sunt foarte hater. Nu-mi plac mașinile vechi, dar o să vă zic o părere sinceră. Arată, la o primă vedere, arată mai bine decât mă așteptam. Asta e 36 sau e 46? 36. Bă, sincer, vreau să-ți dau hate, dar nu arată chiar așa rău. Frumușel. Arată mai bine decât mă așteptam. Sincer, mă așteptam să fie direct cazan. Caută-l, bă, pe Edi, mă rog, face el activități legale, dar nu contează. Fii atent, Edi. Ce părere ai de bolid? Ai trapă? Nici eu nu știam că am trapă. Ce tare. Bă, chiar e tare. Foarte elegantă, sexy. Bă, te așteptai să aibă atât de puțină rugină? Dar chiar ai cumpărat-o? Da, e aici, gen, e pe locul meu de parcare. Nu, gen, chiar, adică nu e șustă. Nu, chiar nu e șustă. Nu o ții 2-3 zile și o vinzi? Nu. Și o faci pe Doge Car? O fac faină rău. Ce culoare faci? Vreau să-mi lăsați și mie o culoare în comentarii să văd ce culoare o să face mașina, că eu n-am nici cea mai vagă idee. Dami, tu ce culoare zici să o fac? Nu știu, am văzut că astea dau bine pe galben, culoarea da, asta, da, galben, o culoare nebună. Roșu, verde. I-am dat ideea asta și lui Zbâr, dar nu i-a plăcut. S-o faci gen taxi, să-i pui un de la de taxi aici. Gen e legal gen? De ce să nu fie? Oh, what the fuck, mamă, cred că taxi ți o fac. Faci troll. Dar oricum ăla e cu ventuze gen. Ah, da, adevărat. Știi, adică poți să-l pui și doar la poză, că o să zboare probabil. La ce viteză nebună prinde mașina asta. Hai să dăm și o tură cu ea, să vedem cum. Hai să dăm. Mă rog, cam cade plafonul pe noi un pic. Asta e un pic mai nașpa. Mamă. Dar tu o să-ți bage freonul în ea. O duc. Orice azi mașină am avut, n-am avut freon în ea, bă. Și am avut 4 mașini. Pică un pic pe noi, stai așa. Mamă, dar ce e asta galben așa? E gen lipiciul care se folosește ca să țină materialul. Da, asta e vomă. E urmă de frână. Iubirea asta e o pisică. O pisică? Da. Ce înseamnă sumă? Satul Mare. Dar n-am luat-o de acolo, am luat-o din București. Fii atent, o opțiune. Vezi că pare bine întreținută, gen și bă, la faruri. N-are rugină pe afară nimic, farurile cred că schimbate, interiorul e schimbat, gen, e tare. Chiar și mașina asta înainte, nu stai, înainte să zic asta, eu nu știam care trapă. Trapa era bonus. Oh. Tu ai trapă pe pasat? N-am trapă pe pasat. Vezi că e tare. Nu, nu sunt descuiată, ce prost sunt, mai ai telefonul meu acolo? Nu. Are mirosul ăla. Da, mirosul ăla. Mamă, iubesc. Da, știi cum o faci pe asta să arate, mâncați. Mamă, cât de cool e. Joa și eu una, sincer. Ce tare rău. Bă, arată fain, rău mașina. Să-mi iau și eu? Da, uite cât de fain se aude. Stai. Nu e chiar la fel. Nu e chiar la fel, dar e acolo. Da, e fain. O să pleci cu scârți. Peche, de spate, nu? Da. Dar nu, e 1.6, nu fuge. Ai pe ce să faci modificări, nu? Asta e da, clean. Da, e clean și fii atent. Știi ce am observat eu că am luat în banii ăștia? Am luat o mașină, mi-am luat un scaun. Bă, tu știi cât de confortabil. Așează-te, te rog. Yeah. Bă, stai prea bine pe ea, spui că stai pe scaun. Perfectă pentru constituție.
Nu, nu. Păi vinde mașina, cu ce mă convingi că e o mașină bună? Arată. Din 1996 nu prea are rugină. Gen, are doar acolo și chestia aia e, crede-mă, nimic. E okay. Foarte puțin. Motorul e bun rău, merge bine. Închide. Scuze, băi, filmăm asta la 2 dimineața. Închidere și deschidere centralizată, pe cheie de Volkswagen. BMW-urile astea n-aveau asta, gen, puteai să le închizi, să le faci așa din cheia, adică nu puteai, trebuie să faci cât? Și cum de compusul? Nu știu, n-am întrebat. Stai, din ce an e mașina asta? 80... Noe. Ba da, ba da. Noe. Ba da, 86 cred. Da, mă, nu e 2001? Nu. Du-te, mă. Ok, acum mă potrivesc cu alții ochi. Mai ești mecheni. 80 și cât? 6. Toată lumea știe că eu mi-am luat Dacia 1300, care e din 77. Mamă, zi, adevărat, vrei să le comparăm? Dar nu pe vlogul ăsta, pe alt vlog. Dacă strângi 5000 de like-uri la acest vlog, le comparăm. Am văzut pe uturașul de like să vedem care dintre mașinile astea face mai multă gălăgie. O să conduc eu mașina asta. Condu tu mașina Dacă asta. Pot să conduc Dacia, pot să conduc și pe asta. Adevărat, dar zici mie ce părere ai așa overall de ea? Părerea fantastic că e anul din anul ăsta. Altă părere am că s-ar putea să... Adică mișcă-te cu proiectul acesta, că nu știi cât mai duce. Adevărat. Așa. Place foarte tare. Arată ca un Mercedes V22. Știu ce zici, dar știu, e nașpa mere că are capace, n-are jante. Trebuie să iau jante. E și două pereche de jante. Bine, o să dai pe mașină pe jante. Nu voiam să aud asta. E tare că e de piele. De la pe aia? 2000. Eu am la 2000. Nu mai are ăsta de consum. Nu, e reglabil volanul, cred. Schimbă, doamne. Semnalizarea? Da, mi se pare dubios că e pusă foarte jos. Păi vă dați seama câți oameni au stat cu fundul în această mașină din 96? Wow! Mai bătrâne decât oricare dintre noi. Dar decât bărnuie. Dar tu și care cruise control, nu? Nu cred că poți, mă, să reglez, că și eu m-am uitat, dar... Bine, nu m-am uitat bine, gen, am băgat degetul pe acolo. Dar ce părere ai de volanul ăsta care și-a luat șoc aici, de poți să îl întorci pe dos? Știi cât costă un volan de ăsta, mă? 100 de euro. 100 de lei. Dar nu lei nou. Ia dă-i cheie. Bă, plan. Aici ce e? Cade plafonul, trebuie să-l repar, gen. Nu-i... Și cum dau trapa? Păi vezi că era tare, mă, dacă aveai așa ceva. Când e, de când e asta? 2000? Mai scade. Mai puțin de 2000? Mai scade. 1995. Da, asta vedeam și eu. 97. De ce ai dat skip? Nu știu. Wow. Vrei să-i dai cheie? Da. La doamnă, să-i zic cum se aude? Ia două poliberi și dă-i niște ture așa în guriță, cam așa. S-aude mai tare decât Passatul. Șoare, bă! Zilele, câți de ăștia cu mașini de-astea sunt în Târgu Jiu? Șoare, bă, în Târgu Jiu. Mirosul de benzină, tot. E fix mirosul ăla, nu? Da. Vreți să vă dau o tură? Repede. Da, păi conduc eu. Gata, conduci tu, mă bag în spate. Bă, vezi că sunt... Mamă, ia. Bă, asta e nașpa ca manivelă și eu la șofer. Bă, experiența aia clasic de mașină, vezi? Bă, da, e tare. Interiorul e... Da, ia uite, bă, am ai și o ceas. Când l-am văzut, de-abia așteptam să te văd să-ți arăt. Chiar îmi place. Durează un pic să vezi cum se aude. Dar vezi că stai bine. Mult. Mamă, are vorbim kilometri pe mașina asta cât am pe toate, în total. Da, ia, bagă-o în viteză să vezi ce smut e cutia, gen. Nu? Bă, e foarte bine. Tare rău. Mașina. Știi că mie nu-mi plac neapărat, nu sunt pasionat de mașini. Pentru o persoană ca mine, daily driver, dar de ce aș cumpăra mașina asta? Motor 1.6, impozit ieftin. Ok. Nu prea trage. Adică consum mic? Nu chiar. Nu? 10. Are trapă. Nici eu nu știam că are trapă. Asta a fost așa surpriză. Și se și deschide? Lasă-mă să-ți arăt. Lasă-mă să te conving să cumperi mașina asta. Ele pe interior? Ele. Comenzi scaun? Nu chiar. Nu? Ce-s astea? Să te dai mai în față, mai în spate, mai sus, mai jos și gen scătare. Nu mă așteptam. Uite de la trapă, da? Prima dată se ridică trapa în sus. Nici pe vlog nu cred că v-am arătat cu trapa deschisă, dar mi se pare că arată genial. Din chestia asta chiar arată tare. N-ai ce să zici, n-ai cum să fii hater. Adică sunt surprins, chiar sunt surprins de mașină. Stai să vezi, frate, când îi fac toate modificările. Doamne, doamne, doamne bun. Deci asta a fost prima chestie, da? Și vedeți că eu chiar sunt hater cu Robi. I-am dat hate la greu. Bă, chiar mi-a dat foarte mult hate. Dar o să te conving eu să-ți placă mașinile vechi, o să ții și tu și o să le facem crud ăsta și șia și săi și șia toată lumea din cartier. O să știe aia trecează și le facem unul roșu, unul galben, unul mov, unul albastru, unul toate culorile. Vedeți, mi se pare tare. Ce e asta? Pisicuță? Bă, stai, mă, stai. Hai să dăm astea jos. Adevărat că surâte rău de tot. Taurul ăsta, nu l-am pus. Trage, poți să dai de el? Poți să dau de el. Mi-e cocălăreală maximă. Mi-e să nu plec cu tot cu bagaj. Hai, lasă că mie că plecăm cu vopsea. Deci e benzină? E benzină, da. Și ce e iurea? Asta e iurea. Dar am o scuză bună că nu vreau să o fac să trag, eu vreau doar exterior să o fac. Asta e visul meu, că am văzut niște poze cu mașina asta, că altfel nu știu dacă o luam. Nu ar trebui să faci să fac să trag. Oricum cât să tragă. Mi-a zis că are 100 de cai și mă gândeam, bă, dar cinciarul din... E cinciar, da? E treiar. E treiar? Da. Sunt prost. De ce e așa lung? E treiar lung. Du-te,
Asta sunt pioneze, adică tu efectiv poți să ți-o scoți dacă vrei. Păi asta e pioneză, mă, bag-o aici. Ia bag-o, mă, acolo, Ioana. Ia o pioneză de aici și folosește-o acolo. Ia uite, bă, ce femeie deșteaptă. Dar stai că mă cam bate un pic. Mamă, dar mă bate căldura. A, geamul meu nu vrea. Dai, nu, e cu manetă. Păi de ce ai și? Nu știu. Mamă, n-are frâne. Bă, ieri avea. N-are deloc. Bă, ne-a lăsat casa deschisă. Nu, e motorina sau benzină? E benzină, frate, 1.6. Chiar e lentă. Bă, e puțin lentă, bă, dar vezi că pare de parcă să duce, dar... Mai multă gălăgie face. Da, ce fac, Robică, deși e așa. Și-a luat șoc în volan, cică. Nu știu, și eu, când am pus mâna acolo, am zis, bă, să-mi sară volanul din mână. Să ai grijă la speed, mă, pentru că e destul de joasă și atinge. Bă, claxon, vezi că s-a de mai șmecher decât pe Passat. La Passat era răgușit. Are 262.000 de kilometri din 1996. Da. Păi e puțin. E, în atâția da, nu e chiar mult. E puțin. Păi gândește că eu am 150.000 pe Passat care e din 2008 și e puțin și la mine la Passat, având în vedere că am de... Nu e din 2012 Passatul tău? Ba da. Deci de 11 ani am făcut vreo 12.000 de kilometri pe an. Te ții nașpa la ea? În față, dacă vrei să bei și tu un suc, n-ai unde să-l pui. Să-l pui aici, în spate, mă, la Ferrari ai. Adevărat, mă, bravo, sigur. Acolo a încercat domnul să o repare cu un apțipil. Dar ce drag, a pus de la de la benzinărie? Bă, dar farurile de termopană. Bă, dar e bine rău întreținută. Ce an e asta? 96. Ha, ca domnul. Bun, și tu? Chiar e din 96 ăla? Da. Cine într-adevăr nașpa și ai voie să-mi dai hate aici, uite de la plafon, gen, în interior. E cam căzut pe tine. Bă, băiatule, dar nu stau eu prea bine aici. Nu stai prea bine? Da, uite, dau cu capul. Care vine, că ai mare gaură deasupra. Ah, da, dar ce fac, merg ca girafa cu capul ieșit prin plafon? Ar fi tare. Bă, îți dau notă de trecere, sincer. Mă bucur, să rămână. Ia mă, dă-ți două tu. Că-ți pică tavanul în cap, să știi. Rău de tot? Bă, cam rău un pic, da? Am înțeles. Gen, de ce nu dai o stără o parte? Nu știu, l-am întrebat pe nenea dacă poți să deschid dar apa și a zis că da. Doar că să... spate. Primul buton și dai... Așa să te întâi în mașină. Păi, nu, cred că intru. Așa, acum împinge-te în scaun. Am, cam nu. Bă, te apeși pe SLC. Eu pe prima mea... Ce faci, mă? Ce nu merge? Ce? Păi pornește motorul. Uite, să-l scoți de aici. Păi cred că poți să-l scoți. Așa, da. Bă... Încarci, mă, pe aici. Nu încarci, e auxiliar, gen. Mașina nu e rea, dar e într-o stare oribilă, gen. Bine, nu e într-o stare oribilă. Dar n-are frâne, pică plafonul pe noi, volanul trebuie schimbat. Direcția chiar e bună, da. Oglinda asta tremură ca toți dracii. E timidă. Mamă, ce te bagă scaun. Ce tare că ai trapă. Bă, trapa asta e bombă. Cel puțin la interior și așa e bine rău întreținută. Nu știu cum e la motor, asta contează mai mult. Bă, motorul e bun, am fost la un pasionat. Nimic, eu cream că are geamuri electrice. Dar de fapt sunt fețele de uși de pe următorul model, gen facelift. Bă, Sică, tu ai văzut cum se dă asta în râu? Nu. Cercam să trag în sus, să dau un jos, bă, n-a mers. Bă, și era să dea metrou peste mine, că nu știam să dau în spate și am zis, bă, dați-vă, mă. Și am făcut așa, așa, așa. Bă, unde era, bă, cu BMW-ul ăsta, bă, cum era, e subteran? În metrou ăla, tramvaiul. Și aparent, așa se dă râu, așa. Gen mai în stânga. Mai în stânga. Bă, dar eu știi că nu stau chiar așa bine, în spate dau cu capul. Bă, e și plafonul căzut. Una de-asta 2-0. Bă, e tare rău. Real, vorbim de tare rău. Honest opinion, îți place sau nu? Smecher, câte dat beam? 2000. Smecher. Dacă era mai jos, era și mai smecher, dar da, e ok. Bă, vrei să deschidem trapa, dar e risc să ne cadă ceva în cap. Hai să nu discăm acum, parcă că e și întuneric și nici hai nu bine, vedem. Hai bine, hai bine. Vezi că știu să pornești asta. Wow, ce frumos intră în viteză. Bă, mecanic e bună mașina, gen am dus-o la cineva care știe și s-a uitat. Are servo? Da. Tu știi cum e față de Dacia? Nu, nu. Bă, mie nu mi-ai dat să conduc Dacia. N-are nicio treabă. Prost, lux, pe bune. Dar dă-mi blis să văd și eu cum e pe aici. Ce bă, știi ce-i tare? Tot cockpitul e spre tine. Da. Sincer, chiar e foarte tare. Nu mă așteptam și se conduce atât de lejer. Și are doar abeți, să știi. La 100 de cai nici nu așa ușor? Nu știu. Așa. Uite ce ne-a băgat în scaun. Are turbină? Nu cred. Aspirat în cred că e aspirat. Hai că poți! Asta e talpă, bine, la 1000 de ture. Să mor tu. Da, bă, chiar merge foarte încet mașina asta. Bă, deci așa, overall, îți place? E o mașină fun. Ce te dă prost, tu? Dar te-ai panicat puțin. Bă, da, că da. Nu mă așteptam să fugă. Da, și eu te-am văzut. Eu de-abia aștept să vă arăt proiectul final, pentru că Sica și Paul nu sunt pasionați de mașină. Îl lași pe Sica să-și ia mașina de asta? Nu. De ce? Passatul e way better. Să murim, nu? Da! Nu știu, gen, e așa ban că de condus odată sau de... Parcă așa daily, n-ar merge, tău Passat. Tău Passatul, fraților. Bă, e, nu, e peste așteptări? Că tu... Bă, e peste așteptări, da. Am așteptat ceva mai prost, sincer. Eu am avut un E92, BMW E92 și jur că era mai inconfortabilă ca asta și intra de 5 ori mai greu în viteză. Cam puternic. Se finge.
De ce zici tu că nu sunt frigești prost? Nu știu, mi-a fost frică să-i dau gen, am avut emoții. Ce mai ai pe acțiune? N-are. Ai volane schimbătoare, ce mai vrei? Primă, are aer. Are 260.000 de kilometri? Da. Bombastic side ice sau pe bune? Bă, cred că e pe bune. Uite-te pe ușă și dai geamul jos. Ce faci, mă, căuta acolo, reglezi oglind, zile șefule. Bă, scai maneta. Bă, what the fuck, ai zis, o dai din prima râ? E 92 cum crezi că se dă? La fel? Identic. Ți-am zis, dacă o faci, pe bune e tare, da? E o fac, promit că o fac. E șucară. Dacă vrei să-i faci, o să-i pui și al motor, vrei să te mint. 2.8, frumos? Păi nu. Aia zic, vreau să-mi tatez aici pe mână, scrieți-mi ce părere aveți. Beamer Life 1994-1996, până când a fost fabricată mașina asta. Să-mi iau un lănțic de la mare, de aur, să stau numai eu alb. Sunt plăcut, surprinde cum se conduce. Ce îmi place, mi-a ușor ducerea asta, mă joc cu ea. Bă, sincer, se aude mai șmecher Dacia ta. Da, mă, dar ai... N-are treabă, urlă, țipă. Ierte, mă, că nu te gheartă, mă, talonul. Bă, da, nu cred că l-am eu, cred că l-are vânzător. Păi nu, mă, trebuie să l-am. Bă, unde-i talonul? Dă-mi talonul. Nu-l găsesc. Cum nu, mă, dacă nu eram eu și era garda și zice, asta e pe loc, robinet. Păi arată ăsta de vânzare, cumpărare. Vrea să vadă asigurare și talon. Dacă nu, amendă. Cât mașina amendă. Băi, chiar nu te-am luat să vezi și tu acum așa pe vlog faci. Nu, nu-l găsesc aici.